baron PNL, acuzat Cioc, Gnai ar fi cerut să depun denunțuri pe numele lui Tericianu. Fostul presubliniere dintele Consiliului Județean Dra Sublinierov, Aristotel Cencescu, rupte tăcerea într-o scrisoare trimisă către Comisia SRI. Cencescu denunc, în cadrul documentului transmis recent, implicarea SRI Dra Sublinierov în dosarele de la Dna Dra Sublinierov, spun Jurnal Subliniere T România TV. Politicianul le poveste sublinierete parlamentarilor din comisie, potrivit România TV, ce la Dna Ploie sublinierete sublinierei la Dna Dra subliniere o ar fi dosare în care s-ar fi făcut numeroase abuzuri. Potrivit acestuia, i s-ar fi cerut de nenumărate ori denunțuri pe numele lui Celin Popescu Tericianu. În scrisoare, el a cerut să fie făcute verificări sublinierei cere, de asemenea, Comisiei SRI să stopeze abuzuri. Mai mult decât atât, el susține că dacă va fi audiat în cadrul Comisiei, va putea veni cu mai multe detalii.